Mama se ocupă de regulă de cea mai mare parte din bagaje. Tata mai dă câteva telefoane, iar copiii emoționați își fac planuri despre tot ce vor să facă în aceste zile magice departe de casă. În cele mai multe familii, așa arată pregătirea pentru concediu și cele mai multe familii pornesc la drum cu gândul firesc că totul va fi bine. Totul va decurge conform planului. Doar că știm cu toții că nu mereu este așa. Uneori, adică cel mai adesea, planurile unei vacanțe liniștitoare și amuzante sunt date peste cap de câțiva invitați surpriză. Tantrumurile, refuzurile, crizele de plâns sau nervii. Adică acele reacții ale copiilor care pot face un drum cu avionul, câteva ore cu mașina sau o ședere de câteva zile la o pensiune, o adevărată aventură destul de greu de gestionat de către părinți. Așa că, de multe ori, se ajunge la certuri între părinți și copii sau chiar între părinți, se ajunge la pedepse sau chiar la mituire. Orice, numai să reușim să-i facem pe cei mici să nu umbrească concediul întregii familii prin comportamentul lor. Realitatea este că și pentru ei sunt greu de gestionat stresul și emoțiile pregătirilor sau deplasărilor. Emoțiile care se adună, anticiparea ceea ce urmează să trăiască, puțin din stresul nostru care ajunge, fără să vrem, și la copii. Toate aceste lucruri duc la răbufniri, care mai de care mai colorate. În plus, dat fiind că de cele mai multe lucruri se ocupă adulții, copiii ajung să pară că fac mofturi sau să refuze ceea ce li se cere, tocmai pentru că vor să ne transmită, că au și ei nevoie să fie implicați, să facă parte din proces. Sunt Urania Cremene, mamă și expert în parenting, autoarea programului All About Parenting. Și aș vrea să-ți spun trei lucruri pe care le putem face ca să avem zile de concediu liniștite în familie. Întâi și întâi lucrăm la prevenție. Adică plecăm de acasă cu paharul de iubire plin. Atât noi, cât și copiii noștri. Iar o variantă ușoară este să ne conectăm cu ai noștri copii, să le arătăm că oricât de stresați am fi, ei sunt în continuare importanți pentru noi. Un lucru aparent banal, dar cu efect fabulos pe care îl putem face, este să-i implicăm și pe ei în organizare. Copiii care se simt incluși în dinamica familiei, se simt văzuți, se simt puternici, importanți, iar asta îi liniștește. Le dă un sentiment de control asupra situației. Uite, puteți face o listă de lucruri pe care ei să le poată face, sigur, în funcție de vârsta lor. De exemplu, o listă scurtă cu câteva haine pe care ei le pot scoate din dulapul lor să verifice valizele dacă sunt intacte, să pregătească 3 pungi pentru sandvișuri, nu știu, câteva lucruri mici pe care să le ia alături de pisică. Orice vă trece prin minte în acele momente. Poate par lucruri mici pentru noi, dar pentru ei înseamnă mama are nevoie de mine. Sunt important pentru familia mea. Iar acest lucru le dă mai puține motive să aibă comportamente negative. Mai mult chiar, dacă sunt puțin mai mari, îi puteți încuraja să caute pe internet și să propună ei ce fel de activități puteți face împreună acolo unde mergeți sau ce obiective turistice puteți vizita. Al doilea lucru pe care îl putem face oricând, în orice situație mai provocatoare, este să empatizăm cu copiii. Poate sună banal, însă empatia ne poate salva de multe refuzuri, de multe crize de nervi sau momente tensionate. Mai exact, atunci când copilul plânge pentru că nu-i place mâncarea de la restaurant sau picnicul pregătit de tine, sau nu vrea să-și pună pălăria de soare, deși arde, ce putem face este să-i spunem privindu-l în ochi. Înțeleg că nu vrei să mănânci. Te cred că ai fi preferat altceva. Îmi pare rău că ești supărat. Sau, știu că e frumos afară și ai prefera să nu porți pălărie. Te cred că e mai confortabil fără să ai ceva pe cap. Când copiii se simt ascultați, șansele ca ei să coopereze
cresc considerabil. Când le vorbim astfel copiilor, ei se simt acceptați, se simt înțeleși, se simt conectați emoțional cu cel mai important om din viața lor, în care ei au încredere. Așa că, deși nu sunt acasă, acolo unde sigur cunosc toate lucrurile, copiii se simt în siguranță și exploziile emoționale sau refuzurile nu mai sunt atât de frecvente. Un al treilea lucru pe care putem să-l facem este să le povestim cât mai mult din ceea ce urmează să se întâmple. Să planificăm în avans chiar și cele mai mărunte lucruri, astfel ca ei să nu aibă un motiv să obiecteze. Cu cât copiii știu mai bine la ce să se aștepte, cu atât sunt mai puține lucruri care să ia prin surprindere. De exemplu, dacă știți că mergeți la masă și e un local mai aglomerat, poți spune copilului așa: uite, urmează să mâncăm și cel mai probabil va fi coadă la restaurant. Eu mă așez la rând, tu și tati mă puteți aștepta la masă. Până vin eu, tu poți colora o sirenă sau te poți juca mima cu tati. Ce alegi? Sau, dacă știi că al tău copil iubește înghețata sau vata de zahăr și se lasă mai mereu cu negocieri pentru a doua sau a treia porție, spune așa: știu că îți place înghețata. Poți avea una pe zi înainte cu o oră de masa de prânz. Iată, dragă părinte, trei lucruri pe care le poți face pentru a preveni tantrumurile și refuzurile, în așa fel încât zilele de concediu să nu se încheie cu replici de soiul "nu mai mergem niciodată în concediu dacă te mai porți așa", ci să fie momente minunate de conectare și de învățare în familie.